Salut! De la Sinfonia Lalelelor din Pitești am achiziționat trei trandafiri cățărători și o cordiță de vițe de vie de masă soiul Moldova. Vă invit să mă urmăriți să vedem unde plantăm acești trandafiri și implicit și vița de vie. Mergem în grădină să facem operațiune. În grădină am făcut acest suport, are diametrul de 2 metri și este făcut din fier simplu, recuperat și sudat. Baza am fixat-o cu ciment, iar pentru a reduce oscilațiile laterale am legat două sârme. De-a stânga și de-a dreapta am plantat deja câte un liliac, iar acum urmează să plantăm trandafirii pe care i-am achiziționat de la expoziția Lalelelor. Voi face întâi o groapă pentru fiecare în parte de 30 pe 30 de centimetri. Am făcut groapa și acum urmează să plantăm tufa noastră de trandafir. Am scos-o din ambalaj, am înlăturat rumegușul care se afla în jurul rădăcinilor, fasonăm rădăcinile tăindu-le vârful un centimetru din vârf, pentru că în felul acesta se stimulează producerea de noi rădăcini. Și îl plantăm foarte frumos în groapa pregătită. Am plantat deja primul trandafir urcător roz. De jur împrejur am făcut un mic dig pentru a reține apa. Urmează acum să-l plantez și pe al doilea, după care ambii trandafiri vor fi udați cu câte minim 5 litri de apă. Am plantat și pe cel de-al doilea trandafir galben. Acum urmează să-i hidratez bine cu apă și așteptăm să crească, să umple suportul nostru pentru trandafiri cățărători de grădină. Am plantat și cel de-al treilea trandafir orange parfumat. Acesta este amplasat în fața casei. Urmează ca aici în față să construiesc o arcadă, tot la fel din fier forjat, care va servi drept suport pentru trandafirul nostru cățărător. Gata, am plantat trandafirii. Acum trebuie să avem grijă de ei să se dezvolte, să crească frumos, ca într-un interval de 2 ani să atingă dimensiunea pe care ne-o dorim și numărul de flori care să ne bucure cu parfumul și aspectul lor. Atât pentru astăzi, până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.